Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, o dezbatere serioasă în Suedia. În Suedia, modelul suedez conduce la ideea că la școală să nu mai fie date de către profesori decât note de trecere. Da, vreau. Da. Mi-aș fi dorit și eu la școală asta. Putem să ne înscriem. În sfârșit să luăm și noi note bune. Uite, ăsta e sistemul de învățământ care ni se potrivește. Unii cercetători suedezi propun eliminarea notei F din sistemul de evaluare. F e un fel de cât 4, frate, da, 3. Fie nasol. Au A, B, C, D, E și F. F da. E ai picat. Și celelalte sunt. Deci F e 1, 2, 3 sau 4, cum ar veni în sistemul nostru vechi. Unii cercetători suedezi propun deci eliminarea acestei note, considerând că asta generează presiune inutilă și stres pentru elevi. Așa e. Putem confirma că da, este multă presiune, mult stres și toate inutile. Adică, evident. Și la mine se mai adăuga și presiune și stres și pe urechi, când mai luam perciuni, note. Perciuni, nu? E, și perciuni puțin, da. Aoleu, ce nasoale erau alea cu perciuni, da, cu frate, da, da. Ce traumatizat am fost. Îmi vine să plâng acum, nu mai pot continua emisiunea, ziceți voi. Sadice metode de tortură existau în vremurile alea. Mă, da, chiar, copilor. Acum cred că i-aș fi ajuns. La palmă, cu rigla, mă bătă cu rigla la școală și câteodată îți dădea cu muchia când era groasă. Da. Da. Și era destul de dureros. Băi, mi-a rupt unul urechi odată la propriu. Mi-a rupt cartilajul, m-a ridicat de urechi. Eram în clasa 6-a, profesorul de la lucru atelier ăla, naibii. În că... clasa 6-a, fiul meu avea 70 de chile. Adică, eu n-am crescut și tu, că și tu ești măricel. Nu, de statură. Da, da, mâncam mai puțin pe atunci, nu aveam 70 de chile. 70 de kilograme. Băi, până în clasa 11, sigur, nu. M-a ridicat un pic de ureche, era un tip forțos, era maestru militar, ăsta, era maestru. Avea halat albastru. Ești... Da, ești clăpău. Sunt clăpău pe ureche. Mai clăpău pe ureche. Aia de a fost... Bă, deci acum cred că i-ar fi, ar fi ajuns la pușcărie profesorii. Logic. Care se purtau în ziua de azi, cu copii. Și dacă te uiți urât la un copil, nu mai scapi ușor. Da. Că știi că e o întreagă dezbatere pe tema asta. Băi, ca om trecut prin metodele de atunci, eu înțeleg că acum nu mai e voie să te uiți nici măcar urât. Și eu sunt perfect de acord, dar acum s-a trecut în extrema aia altă. Da, da, erau extreme. Nu mai au nicio metodă de a... Erau extreme și atunci. Aveam la orele de atelier, știți că era câte un maestru de ăsta cu asta, halat. Da. Și când puneam mâna pe patent și arunca spre tine, dacă nu erai... Iute, o bune, deci de chiar de-astea n-am pățit. Nu, am pățit. Nu, erau oameni care n-aveau ce căuta acolo. Erau niște brute. Hai cum e mea doamna de engleză cu creta în frunte, dar fostă handbalistă. Cred că îi plăcea de tine. Și era foarte drag de mine. Eram în ultima bancă și deranjeam ora, vorbeam în continuu. Și la un moment dat a luat-o capul și mi-a dat o cretă în frunte. Și mai este potrunește tot. Da. Da, revenind la suedezi, pentru admiterea la liceu, acum elevii trebuie să obțină note de trecere la anumite materii, inclusiv suedeză, engleză și matematică. La suedeză e foarte greu, cred. Se constată că notele mici, începând cu clasa 6, au un impact negativ asupra elevilor. Așa e. E un fenomen care la mine a început mai devreme de clasa 6, prin clasa 5 a început. Da, într-a 5-a. Și a ținut până studenție. Da, până la final. Era un fenomen atât de stresant. Da. A fost ai avut stres pe 1-4. Da. Și dintr-a 5-a s-a declanșat. Și presiune. Da. De atunci am început să albesc, că zic, și să-mi cadă părul. Cercetătorii subliniază că e nevoie ca elevii să fie încurajați să greșească și să încerce din nou și din nou și din nou. Mă rog, eu credeam că pentru asta era repetenția. Să tot încerci până reușești. Dar nu mă bag. Sunt voci care susțin că simpla prezență a elevului la ore, relatează Aleph News, ar trebui să fie suficientă pentru a obține note de trecere. Altfel, încrederea în sine și motivația de a învăța pot fi grav afectate. Da. Caz real. Da. Deci, băi, m-am născut prea devreme. Adică, asta mi-aș fi dorit. Faptul că te duceai la școală să-ți asigure minimum 5. Asta să fie 5 din oficiu și în rest, dacă voiai să înveți ceva suplimentar, treaba ta. Adică, da, la mine impactul a fost atât de negativ încât de prin liceu, așa, și asta cu prezența a început să fie o problemă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.